a muncit foarte mult și următoarea noastră eroină, care, apropo, tot este pasionată de ce înseamnă portul popular. Iar ultimul ei videoclip ne-a pus pe gânduri. E despre viața ei, a noastră, a tuturor. Mihaela Tabură vine în această seară la noi cu o premieră de videoclip și o salutăm, îi spunem noroc și bine ai venit, dragă noastră! Bună seara, bine v-am regăsit! Bună seara, ai loc pe canapea, cum te simți? Împlinită, fericită, rezultatul muncii deja este pe online, deja pe la televiziuni. Da, stai seama că sunt foarte fericită, mândră de ceea ce fac și că pot să aduc publicului mesaje frumoase, zic eu. Așa, frumoasă ești tu, că și astăzi ești îmbrăcată în ceva strălucitor, că noi femeile tot timpul asta facem, nu? Întâi ne uităm în ce a venit îmbrăcată femeia de alături și facem câteva complimente. Apropo, trebuie să facem complimente la femei, da? Dacă mulțumesc. Ne place o femeie, cum arată, cum gândește. Mulțumesc, să știi că ai la fel toată admirația mea. Draga mea, de cât de noi sunt ținutele pe care le ai tu acum? Nu sunt atât de noi. Această, nu știu cum să zic, vâlnic, catrință, fustă, că are diferite denumiri, așa e mai veche, dar frunzița este mai nouă, chiar e nouă, stilizată, făcută la noi și am decis azi cumva să mă îmbrac așa mai ușurel. Mai ușurel. De fapt, am văzut că garderoba ta nu e așa de ușurică. Am văzut câte bogății ai tu în garderoba ta și dacă ar fi să contabilizezi costul. Acolo e o mașină? În garderoba ta e o mașină? Da, da, este o mașină. Pentru că o ie autentică, multe le ai tu autentice, costă sume bune. Da, acum mai nou costă și astea care sunt făcute, pentru că la fel, dacă sunt făcute manual, este o muncă colosală și stai seama, fiecare om vrea să-și aprecieze munca, atât el cât și cei care vor să o procure. Eu zic că în aceste momente să vedem colecția frumoasă pe care o are Mihaela acasă, pentru că un artist, în primul rând, surprinde prin talent, dar în al doilea rând și prin imaginea pe care mereu trebuie să o aibă la 4AC. Asta este mica mea colecție. Mica sau mare, depinde. Pentru mine este ok, suficient. Totul s-a adunat pe parcursul a mai multor ani. Deci nu poți să-ți aduni o colecție în câteva zile sau în câteva luni. Cred că vreo 7 ani de când tot colecționez. Până la urmă, ele nu sunt atât de ieftine. Sunt puțin și costisitoare să-ți permiți să-ți cumperi prea multe ei. Eu mi-am cumpărat acele ei de care m-am îndrăgostit. Își iubește toate iile, însă cea mai îndrăgită este... Pentru mine preferată ar fi cea mai comodă. Asta este făcută la noi, la Iloveni. Fiecare ie a fost îmbrăcată cel puțin o dată și s-a bucurat de nenumărate aprecieri. Dar există una ce îi trezește Mihaelei amintiri frumoase. Am participat la mai multe concerte, dar în această ie am cântat alături de colegii mei de cântec în acest costum, când am cântat melodia, și am fost pentru prima dată chemați la bis. Din colecția interpretei nu poate lipsi și prima ie, cu care a câștigat concursurile de la începuturile carierei sale. Se regăsește și prima mea ie, tipic stilistic moldovenesc, făcută de doamna Maria Cristea la noi. Am purtat-o pe când încă eram elevă la colegiu. Toate examenele și toate începuturile mele, toate concursurile mele, premii, multe premii au fost văzute de ea. Mihaela nu ar vrea în veci să se despartă de acestea și asta pentru că ei sunt prea speciale. Însă, un costum popular nu este complet fără catrințe și basmale, de care bruneta noastră nu duce lipsă. Am catrințe, nu le-am numărat, chiar nu știu câte am la număr. Clar că nu le schimb atât de des, mai mult cu ei, știi, mai repede. Ei mai văzută, mai bate mai tare. Și catrința tot e un element important, la fel de important ca o ei, doar că, cum am zis, pentru mine e în primul rând comoditatea. Dacă nu mi-e comod și nu pot să dansez în ea, să te simți liber în scenă sau la un eveniment, n-ai cum să stai în ea numai pentru că e frumoasă.
De cealaltă parte, la fel de multe și colorate sunt batistele adunate de interpretă. Le-am adunat la fel de la bunica mea, de la babe de prin sat, de la mătușele. Foarte multe. Toate că nu le port pentru că eu încă nu port batic. Am zis că atâta timp cât am potoapă capilară frumoasă. Cresc un păr lung, frumos, pot să-mi permit să mai umblu cu cosițe. Are de toate la casă, dar nu uită și de ziua de mâine. Acum poate nu, eu nu folosesc, dar poate cu timpul o să trebuiască, nu știu. Mie îmi place să fac strângătoare, știi? Să avem de toate. Strângem, las fi. Că nu strică. O țin așa, de moștenire la copii. Dacă tot s-a apucat Mihaela de adunat zestre pentru copii, o fi având interpreta secretele ei, vom afla asta în curând. Fete încă nu are, dar e deja strânge zestre. Multă veancă adevărată! Da, ziceam chiar acum cu tine, ca o băbuță, știi, care îți pregătești... Ei, las că nu, tu nu te pregătești de ceva, îți pregătești pentru nunta copiilor care încă nu s-au născut. E bine, că moldoveanul așa trebuie să ia totul din timp. Am admirat colecția ta și îmi dau seama că mereu vrei ceva nou, poate altceva, vreo catrință nouă. De unde îți faci tu cumpărăturile de obicei? Diferit. Mai mult în România, la Gura Humorului, merg pe la mănăstiri, pe la târguri și acolo găsești, într-adevăr, comori. Chiar pot să zic, deoarece găsesc ii, catrințe, brâuri care au peste 100 de ani, 150, care sunt deja mai... Valori! Da, sunt și valori, dar sunt mai greu de purtat pentru că sunt mai deteriorate, dar mie îmi place să le cumpăr, să le ajustez, să le, nu știu, să le mai înnoiesc, să le repar și să le port. Așa. În noul tău videoclip, ce ai purtat tu, draga noastră? Am purtat o ie albă și o cătrință mai cu nuanțe, cu negru, deoarece este o linie melodică de Ardeal. Corect ar fi fost să am un costum de Ardeal, mm-hmm. pentru că melodia, da, în sine ar fi trebuit să corespundă și vestimentația, dar așa cum încă nu am în colecție un costum de Ardeal, m-am încercat măcar culorile cumva să nu sar cumva peste aceste elemente importante. Dar oamenii din muzica populară sunt foarte atenți la detaliile astea. Da, să știi. Am purtat o ie albă făcută de mătușa mea, sora bunicii mele chiar. Mm-hmm. Și deja urmează oamenii să dea o notă, să o admire. Dar oricum, au dat o notă, că au văzut mai ales oamenii din jurul tău. Cum a fost primită această nouă producție și cum e viața ta, măi, dincolo de televizor, dincolo de videoclipuri? Foarte frumoasă este viața mea, atâta timp cât sunt sănătoasă și cât am parte de invitații la dumneavoastră, am realizări, desigur. Oamenii au primit melodia foarte bine, ceea ce m-a mirat puțin. Știm bine că lumea reacționează mai mult la melodii vesele, la melodii mm-hmm. de chef și voie bună. Acest cântec este unul mai special și pentru mine, pentru că este o melodie, o lucrare mai grea, așa ar zice, și de interpretat, și de primit, și de audiat. Trebuie să ai răbdare și să pătrunzi în acest mesaj. Noi avem răbdare, noi vrem să pătrundem în acest mesaj, așa că vrem în aceste momente, împreună cu cei de acasă, să admirăm și să ascultăm noua producție video din partea Mihaelei Tabără, Viață, Viață. Viață, m-am luptat cu tine, viață, viață, ca să dau și eu de bine, viață, viață. De-am căzut, m-am ridicat, Dumnezeu m-a ajutat, că am sufletul curat. Vorbe grele și necaz, ca să ajung.
uitați sufletul-i sărac și nu ești cu ce-ți-i de rag. Unii vor avere multă, alții mama să-și coperindă, că așa-i legea împărțită. Azi ești mâine, nu se știe.